Bună seara, bun găsit tuturor! Principalul mesaj al acestui marș este că cel mai iubit dintre pământeni este acum un înger și îți vom face dreptate. Este mesajul scris pe un afiș pe care îl poartă primii oameni care se află în fruntea acestui marș. Vorbim despre zeci de persoane care au urmat acest drum din Vama Veche și până în 2 mai, același drum pe care tinerii care au fost accidentați de mașina lui Vlad Pascu în august anul trecut l-au făcut ca să ajungă la cazarea pe care o aveau în 2 mai. Vorbim despre familiile tinerilor, vorbim despre prietenilor, dar și despre alți oameni care s-au alăturat acestui marș pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a avea un strigăt către instanță, dar către și către ceilalți oameni, acela că vor să se facă dreptate, că vor ca în cazul acestui proces să nu se stabilească o culpă comună, au vrut să arate că există zone pe care pot merge tinerii care sunt fără autoturism în această zonă, astfel încât să fie protejați și să nu încurce circulația rutieră, să nu circule pe carosabil, iar în câteva momente vor ajunge la locul în care s-a petrecut accidentul. Părinții lui Sebastian Olariu ne-au spus că au venit aici fără speranță, mai ales când știu că aceea judecătoare va fi cea care se va ocupa de acest proces care are un nou termen pe 9 mai. Speră totuși ca lucrurile să se îndrepte și ei spun că vor să-i facă dreptate lui Sebi, dar și Robertei. Așadar, este un marș simbolic, un marș plin de încărcătură emoțională, un marș la care au venit oameni care s-au mobilizat pe site-urile de socializare, care s-au mobilizat în special în mediul online. În câteva momente, toți cei care participă la acest marș, spuneam, vor ajunge la locul accidentului, acolo unde vor aprinde lumânări și vor ține câteva momente de reculegere în care vor sta cu gândul la Roberta și la Sebi. Este foarte dureros, dar pentru copilul meu fac orice. Cu ce gânduri ați venit astăzi, domnule Lariu? Sincer, n-am mai venit cu niciun gând. Suntem foarte supărați de tot ce se întâmplă în justiția noastră. Suntem foarte supărați că ne va judeca iară doamna Ancuța Popovici. Vom merge pe data de 9 fără nicio speranță. Să știți că este un strigăt de durere. Din partea noastră, dar v-am spus, vom face tot posibilul ca să ne audă cineva.